Pentru lucrarea de astăzi vom avea nevoie de OpenOffice Writer și ne propunem să începem formatarea lucrării de licență. Pentru o serie de elemente veți avea nevoie de pagina Geomorphology Online și o să observați că practic veți avea acces la trei linkuri în postarea pentru materiale seminarii informatică aplicată în geoștiințe. Vorbim de al doilea set de linkuri de descărcare teză și observați că avem în spate un fișier PDF și descărcare siglă geo, respectiv descărcare siglă UAIC cu două fișiere în format PNG. Să-l descărcăm pe fiecare în parte cu click dreapta Save Link As. Vom salva, bineînțeles, în folderul cu numele nostru din Informatică 2019-2020. Voi crea un nou folder SN03. Salvez teza și apoi salvez cele două fișiere cu Save Link As, format imagine, siglă geo și siglă UAIC. Voi deschide apoi fișierul PDF. Acesta mă interesează în prima instanță. Și formatarea, aceasta a tezei de licență, se va realiza în mai multe seminarii. Vom începe cu control scroll, este Zoom și în Adobe. Vom începe cu prima pagină. Prima pagină a unei teze de licență de doctorat de disertație nu are relevanță, se formatează cumva standard, în sensul că avem nevoie de un fundal alb și o serie de informații obligatorii, siglele dacă există, apoi instituția în cadrul căreia are loc susținerea acestei teze, apoi tipul de teză, un titlu al acesteia, autorul, coordonatorul și apoi măcar locația și anul. Pentru realizarea acestei prime pagini, pentru a nu avea probleme ulterior la formatare, este indicat să folosim așa numitele frame-uri din OpenOffice Writer, care corespund textboxurilor sau boxurilor din Microsoft Office Word. Deci pe prima pagină vom insera un frame cu meniul Insert Frame. Frame-ul îl vom ancora la pagină, iar la Borders trebuie să, la tabul Borders trebuie să alegem opțiunea Set No Borders. Ok. Frame-ul va trebui să îl mărim cât să încapă pe toată pagina. Vom utiliza aceste dreptunghiuri verzi aflate la colțuri și la mediana laturilor, care ne permit să mărim frame-ul. El se autocentrează. Marginile le putem observa ca o previzualizare. Ele nu vor ieși la printare. De asemenea, ca o previzualizare, ni se arată și marginea activă a paginii. Vedeți aici, ea corespunde practic riglei. Bineînțeles, va trebui să verificați și formatul paginii, care să fie A4, portret, așa. Bun. Acum, în privința modului de interacțiune cu frame-ul, în momentul când lăsăm cursorul sau în momentul când am introdus frame-ul, el este în varianta de selecție. Îl putem muta. Așa. Sau putem mări, micșora. Dacă dăm dublu click, ne apare din nou pagina de opțiuni pentru frame-ul respectiv. Sau dacă vrem să introducem conținut în el, trebuie să deselectăm frame-ul. Aceasta se face prin click stânga în exteriorul său și apoi click stânga în interior și în acest moment putem să introducem conținut.
Pentru a crea acest format al primei pagini, această formatare a primei pagini, utilizăm frame-urile pentru că ele vor rămâne fixe acolo unde le așezăm. Da? Pentru că aceste aplicații de formatare text de lucru cu text, practic funcționează pe filozofia rândurilor. Da? Pe măsură ce introducem conținut nou, noi rânduri, documentul merge în continuare, orice modificare pe care o facem în interiorul lui ulterior va face ca aceste rânduri să gliseze și atunci, dacă dorim zone care să rămână fixe, să nu gliseze, utilizăm aceste frame-uri. În frame-ul nostru o să introducem un alt frame, insert frame, de data asta îl ancorăm la paragraf cu set no borders. În acest frame, deci vrem să selectăm cu click pe margine, îl mărim un pic. În acest frame vom introduce practic zona aceasta, da? Click în exterior, click în interior. Avem așa, Universita de Alexandru Ioan Cuza din Iași. O să vă rog să scrieți cu diacritice. Pe următorul rând o să scriem Facultatea de Geografie și Geologie, iar apoi Departamentul de Geografie. Da? Teza mea de doctorat a fost realizată în cadrul școlii doctorale. Nu ni se cerea atunci să introducem școala doctorală, acum au nume diferite. În cazul vostru, voi sunteți arondați departamentului de geografie, putem să centrăm conținutul, putem să formatăm textul cum dorim. Important este ca aceste informații să fie prezente. Apoi, în stânga și în dreapta, vom introduce siglele cu Insert Picture from File și în folderul dedicat seminarului 3, sigla UAIC. O să o mutăm în partea din stânga, o deselectăm, inserăm și următoarea siglă în partea din dreapta, sigla GEO. În partea din dreapta. Acum va trebui să copiem acest frame, click dreapta, copy, click dreapta, paste. El este lipit exact în aceeași locație, deci va trebui să mutăm ca să observăm că sunt două frame-uri. Iar acest frame îl vom folosi pentru a introduce tipul tezei, teză de licență. Este mai ușor să copiem și să lipim frame-urile pentru că în acest mod practic nu trebuie să mai repetăm setările. Da? El va rămâne ancorat la paragraf și fără margine. Click dreapta. Copy, click dreapta, paste, urmează frame-ul pentru titlu. O să vă rog să introduceți un titlu asemănător cu titlul tezei mele, apoi click dreapta, copy, click dreapta, paste. Va trebui să vă introduceți numele și prenumele dumneavoastră, nume, paste, apoi va trebui să introduceți îndrumătorul, îndrumător. Alegeți un cadru didactic care ați avut ori în primul semestru, așa, iar apoi, eventual, într-un singur rând puteți trece Iași, orașul, sau eventual decalați Iași și dedesubt. O să inserați anul, la voi va fi cel mai probabil 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022. Bun, aceasta este prima pagină, da? Utilizând acest frame, conținutul nu va glisa, lăsăm cursorul după pagină, după frame,